manipulam, dar știi cum, într-un stil de la barbar. Era stafful de atunci și îl simțeam că vine. Vedeam în geam că vine. Băiți, haideți să ne oprim. Am venit aici să ne schimbăm, am venit așa. Deci le țineam niște... Mamă, ce hoț! Și m-a citit și da, am intrat din... De ce? Am dat atâtea șanse. Deci, înscăt, nu înțelegi acum. Eu cred în tine. O să vorbim peste câțiva ani de zile. După 6 luni de zile când am plecat din program, uh-huh, era la noi o misionară, o doamnă Maria. Mă hotărâsem să plec din program. Uh-huh. Mama îi spune doamnei, doamnă, mai rugați-l să mai rămână, mai insista să mai rămână. Și doamna îi spune, lăsați-l să plece. Nu, lasă-l să plece, pentru că el se va întoarce și va fi parte din echipa asta de aici. Dar acum lăsați-l să plece, că nu-i pregătit să stea. Deci asta îmi spunea în 2011, în octombrie. Bă, și după 6 luni cam asta ai făcut. Ai plecat. Am cerut să plec, mi-a făcut bagaj și am plecat, da. Și m-am reapucat de droguri. Și cum te lasă, mă? Cum te lăsa, mă, să ieși? Cum adică cum te lasă? Nu știu. Nu e nimeni ținut cu forța acolo. Nu? Nu acolo vii doar dacă vrei, wow, și stai doar dacă vrei. Bineînțeles. Primul lucru e să respecti regulile care sunt înăuntru și care le avem pentru băieți, mm-hmm, pentru că asta e dovada că tu dorești să fii acolo. Da. Știi? Și după 6 luni, out. Am plecat, da, am plecat, m-am reapucat de droguri. Ce? Tot heroină sau nou? Tu erai pe drumul tău. Da, da. M-am reapucat de droguri și mi-am dat seama că chiar viața mea se duce înapoi și cum? Mult mai rău decât era înainte. Adică eu tratam toate sfaturile, tot ce se întâmpla acolo în felul meu.